Oamenii ăștia își bat joc de cetățeni, vin unde-i bani, da? Dar pe strada Decebal nu vin, că acolo e o problemă, sunt circulațiile astea de... Iar să punem în pericol. Da. Uite, femeia a venit la cerșeală iară. Sunt inghierii? Sunt inghierii? Ce sunt oamenii ăștia? Vor să scoată bănuțul. Gata, a venit, l-a blocat pe omul, dar pe Decebal... No. Gata, au fugit. Băi, ăsta, directorul sau ce ești, l-a prins pe om, l-a zvânat, gata, tată, i-ați luat bănuțul. Da? Dar pe Decebal, în tot centru, tot centru este blocat. Deci ce se întâmplă? De ce sunt eu aici, chemat la poliție? Sunt supravegheat. Sunt supravegheat de niște derbedei, prin mehedinți, niște jagardele. M-a supravegheat și a făcut plângere lui unul și m-a chemat în calitate de martor. Vă dați seama, calitate de martor cu jagardelele, da? Băi, jagardelor, să vedem cine sunteți voi, dă-mă... da, hai că sunt la poliție, acum și acum intru, vorbim un pic mai târziu, dacă e, da? Bun, hai. La poliție, la IPJ Prahova. Aici, de obicei, să cam arestează șefii. Ia să vedem noi. Așa. Bun, să-i spunem să coboare. Deci, uite, l-a blocat. Să ia banul. De acolo ar trebui... Ia-ți, bă, banul la toată lumea, mă, nu numai aici. Vorbănuțul, de la oameni. Gata, i-a pus piedică. Am ajuns, sunt la poartă. Da. Carte de identitate. Bine, e în regulă. Este în regulă. Bine, la revedere. Doamna polițistă. Mata, nu înțelegi, ești poliția română, ce faci? Ai venit la cumpărător, nu înțelegi că ăsta m-a blocat și ai auzit când mă bloca intenționat? Vă rog frumos, luați măsuri, că stau după el. Ați auzit? Domnul, haideți să mă rugăminte la dumneavoastră. Deci, domnișoara polițistă a auzit când un domn a spus că mă blochează intenționat. Așa. Că nu pot să plec. Ia veniți cu acest, să-l vedeți. Ia uitați-le. Ați auzit, da? Deci omul m-a blocat intenționat. Cum e posibil? Că eu nu sunt... Ce aveți, fraților? Polițistule, ce ai? Mata, nu înțelegi? Cine e domnul cumva eu cu sunt, mașina asta? Eu sunt cu asta roșie. Așa. Și un domn care a intrat în a spus clar, hai să te vădă dacă mă ieși afară. Îl cunoaște? Când să-l cunoaște eu? Nu vă cunoașteți? Nu. A zis că el vroia el să bage aici, pe nu l-am văzut, l-am văzut că suci în colo. Și am băgat în parcare. Dar domnișoara, ea e de față cu dumneavoastră, i-a spus, domnule, haideți că vilar. Da, dar mi se pare normal, adică să luați măsuri împotriva acestor oameni care se cred stăpân. Deci nu e normal așa ceva. Pici, eu stau de acum după el, uite, omul, domnul, cum stați? Să trăiască șeful, auzi. Am stat aici, să intru cu spatele. Uitați-vă unde sunt. Vă rog, merge și e deblocat. Haide. Se pare normal? Nu am urmărit să văd ce s-a întâmplat. Normal este ca dumneavoastră să merge să deblocați, da? Eu? Da. Așa credeți dumneavoastră că e greu. Nu puteți bloca o mașină. De ce râți, băi, frate? Râd. De ce? De idiot? Domnule, vă rog frumos. Nu mai faceți. Legea 61, articolul 2.1. Da? Gata. Domnule. Nu, merge și deblocați. Așa credeți că e o dată viitoare lovesc. Eu o să spun, vă rog frumos. Legea 61, articolul 2.1. Cuvinte și expresii jignitoare. Fraților, ce e aici la voi de nu luați măsuri împotriva acestui om? Ăsta își permite că mă loviește, îți spune dumneata? Chiar vreți? Hai că o să vezi, ai răbdare, că să ai de-a face cu avocatul meu. Domnule, gata. Ce rugămintea la dumneata? Și când ai intrat, nu te supăra. Omule, când ai intrat aici, pe lângă mine, lasă tu pe ăsta, că e clar. Tind să cred că te ești pe bune, că domnul agent de poliție m-a făcut idiot. Vă rog frumos, da, legea 61. Secție, depuneți o plângere și vom la măsuri. Tovarșul polițist, Matai și corupt, ce se întâmplă? Eu te întreb. Să fiți ce, să atent fiu la ce afirmații faci. Bune, ești corupt, te întreb. Nu. Păi te rog frumos, ia aplică-mi legea 61. Păi eu v-am invitat la... N-ai înțeles, ai constatat personal, atenție. Nu, n-am constatat că Nu, când ai auzit că m-a făcut idiot. Te rog frumos, aplică legea 61, crede-mă că mă drept împotriva dumitale. Eu n-am nimic cu poliția română. Deci te faci de râs. Omule, legea 61, articolul 2.1. Domnule, o să iau măsuri. Nu, vreau să văd pe loc, nu-i lua dreptul ăsta. Nu trebuie să vedeți dumneavoastră ce măsuri iau eu. Nu-i lua drept...
Omule, o să vin aici să vedem că îți permis prea multe. Îți permis prea multe. Domnule, deci, dumneavoastră, vă permiteți amândoi? V-am rezolvat, da? Care ai rezolvat-o toate? Omul de față cu tine? Adică mă amenință și asta? Stați la culcuș acolo. Stai la culcuș acolo. Stai la culcuș. Duceți-vă acolo. Omule, domnul polițist, vreau să mă legitimați în EDAC. Haideți, vă rog frumos. Haideți. Domnule, vreau să ne legitimăm. Să mă legitimez Dumnezeu. A, pe voi, înseamnă că e clar, că îl cunoști. Înseamnă că îl cunoști, omule. Înseamnă că îl cunoști și l-ai favorizat. Și atenție, o să te dau la BCI și te dau la IGPR. Pe amândoi vă dau. Deci dacă voi nu-l, deci dacă voi nu-l sancționați pe legea 61, înseamnă că voi îl favorizați, pur și simplu. Deci, deci ce tupeu aveți? Favorizat de polițiști. Ai mai prins o mașină de asta de pădure? Ai răbdare, mă. Ai răbdare, mă, că vin pe comună să vin ca tot să vezi ce pățesc. Doza mea. Câte amenzi ori să-și ai? Te prind, te rup. Mă rup tu pe mine? Serios, te rup tu. Cocalarea asta am văzut-o, mă. Rup tu. Mă, viteazule, mă. Cine, tu? Ai ce-am zis eu? Ai răbdare. Ai zis eu ceva? Tu mă rupi. Eu? Mincinosule, te-am și filmat. Eu sunt idiot. O să te amendez de poliție. Fii pe telefonul tău. Bravo. Asta ești. Asta e creștinitatea ta. O să fii sancționat. Polițistul te-a favorizat. Oamenii aceștia, polițiștii, pur și simplu, doi tineri, unul mai cu grad superior. Ia uite, deja, uite, nu e aici. Ok. Hai să vedem. Unde ați fugit, mă, băieți? Nu avem un număr? Da, pe el. Boiana Lacului. Nici un număr de apel nu au oamenii ăștia. Caută legislația, dispune tot. Unde sunteți, fraților? Unde intrați? Deci echipajele de poliție sunt aici. Unde sunt ăștia? Nu putem să luăm legătura cu poliția localității Poiana Lacului. Deci, acești agenți de poliție, o polițistă tânără și un polițist care nu are puțin, nu au vrut să intervin asupra unui cetățean care m-a blocat în parcare. Bineînțeles că omul nici n-a dat semnal că să bagă în parcare. S-a dus înainte și până să bage el să dea înapoi, eu am băgat în parcare și m-a blocat omul. El, de față cu polițiștii, aducea din astea de intimidare, nu amenințare. De față cu agenții de poliție. Am spus, domnule, haideți, domnule, uitați, omul nu vrea să deblocheze. Domnule, ți se pare normal? Deci la el era normal să mă blocheze ca eu să mai pot să stau după el. Ei, acești agenți de poliție pur și simplu nu au vrut. Omul mă înjura, nu avea nicio... Domnule, uite, constați personal, sancționați articolul 2.1 din legea 61, nu avea nicio treabă. Ci că veniți la postul de poliție. Vin la postul de poliție, nu există niciun număr de telefon, nimic. Păi interesează decât să nu fie, atenție, să nu fie filmați aici. Păi de ce îi băgați pe cetățeni aici? Pentru că n-au certificator. Au pus cuteile astea, da? Dragii mei, nu vă mai luați după ei. Atenție, refuzați să intrați acolo și să stați de vorbă aici. Dacă vă bag acolo, înseamnă că au ceva de ascuns. Nu sunteți autorizați pe certificator, nici pe clasă 1, pe clasă 2, mai ales că au ușa cu gratii. Deci de unde știu eu ce se întâmplă? Până nu pun camere de supraveghere video pe tot traseul unde se duc cetățenii, dragi cetățeni, să nu aveți încredere în acești oameni care vă întâmpină cu așa ceva. Deci din clipa când vă întâmpină cu așa ceva, luați exemplu de la IPJ Prahova, care la noi s-au arestat de atâtea ori șefii de poliție, s-au arestat și au făcut exact într-un mod civilizat, cu cardelă, te duci, nu te cotrobăi de telefoane. Dacă în caz de filmezi, fotografiezi și ei te-au prins, atunci te trai la răspundere. Vă spun, 585 ăla nu ar trebui să-i tragă pe ei la răspundere, pentru că vă bagă pe propria răspundere, parcă și te sedezi cu sticul în calculator. Ei, oamenii aceștia, polițiști care sunt de serviciu, pur și simplu i-au interesat decât să-și cumpere alimente
și apoi să fugă. Deci nu e nicio problemă. Adică tind să cred că omul acesta polițist, repet, nu am nimic cu polițiști, știi, da? Tind să cred că acest polițist să avea bine cu persoana respectivă, că avea tupeu, adică avea tupeu. Deci, dragii mei, în România, da? Asta, așa funcționează poliția. Păi ar trebui trași la răspundere acești oameni. Deci polițista n-a avut treabă, da, avea alimentul băgat în mașină, la Culcuș. Iar polițista zice, veniți la postul de poliție. Băi, omule, trebuie să-l legitimezi, să vezi, pentru că a fost o stare care el de față cu tine, el amenința, aducea injurii, m-a blocat, a zis că el nu mă deblochea, să stau după el. Ne simți dreptate cu asta. Deci el m-a confundat, băi, Gabi, și se întâmplă, mă confundă cu tine, că vezi, Doamne, adică spunea el că ce ai terminat-o cu lemnele și ai venit pe aici, nu am fost cu lemnele, a trebuit să ne le atâni cu lemn. Deci s-a pus monitorizare video, s-au pus cutii. Din clipa când s-au pus aceste cutii, oamenii aceștia nu sunt profesioniști și stare de temere că pot să fie agresat. Adică ei ascund uneori ceva și dacă te bat, spun, domnule, nu știu, nu l-am atins, s-a lovit, s-a automutilat. Nu, dragii mei de la inspectorat, puneți camere peste tot pe traseu, pentru că oamenii aceștia vă fac de râs, deci vă fac de râs, uitați, am sunat la poliție, să vină poliția, ei sunt aici, în localitate, dar nu răspund, nu au niciun număr de contact, nici măcar acel număr de apel de 112, nu este trecut. Ei sunt obligați să aibă număr de dispecerat. Noi, ca cetățeni, trebuie să avem și internet, trebuie să avem și. Ei au o simplă obligație, să pună numerele de telefon al instituțiilor, al dispeceratului, păi nu interesează decât mâncarea, distracția, paranghelia și să fugă unde au ei treabă. Și atenție, avem mașinile de poliție, le avem aici. Acum nu știm dacă această mașină este... Am filmat-o să vedem dacă într-adevăr autospeciala este aici. Ia să vedem noi. Avem una, două, trei autospeciale. Cred că asta a fost autospeciala. Să-i vedem unde au fost. Am strigat la ei degeaba, la cât pus pe ușă. Unde se duc oamenii aceștia? Să-i vedem. Cred că la Găiești s-a dat legătura, că s-ar putea Găiești să fie aproape de ei. Nu știu, să vedem. Nu au niciun fel de informație publică, dragii mei. Reclamații pe polițiștii care nu sunt profesioniști. Ionuț, nu am nimic cu tine, ești subcomisar sau ce ești tu pe aici, ar trebui tu să-i tragi la răspundere pe oamenii aceștia, pentru că vă fac de rușine, vă fac de rușine. Acum or să spună că a sunat un cocoș, că e violat o găină, să se ducă cu poliția animalelor și da, domnule, am avut un caz important, erau la magazin, n-am bani legat de ei. I-am spus, am cerut ajutor, sprijinul polițiștilor, unde un cetățean mai neobrăzat și care îmi spunea că vezi ce te bate, ce te distrug și ta, nu are nicio treabă el. Măi, ursule, hai să ți-l dau un pic pe mâna ta, să-l iei un pic la întrebări și pe ăsta, să vedem cine este nenea, cetățeanul acesta. Dragii mei, spuneți-mi și mie cine este șmecherașul acesta care se crede atot puternic, pentru că omul lui este creștin, în răi, e creștin practicant. Și un cetățean când sună la poliție să... El a spus, să veniți la postul de poliție. Care post de poliție, mă, că e lăcătuit? Aici am venit, da? Ăsta e postul de poliție pentru tine. Este post de poliție comunal. Post de poliție comunal pe Argeș. Luminile aprinse, dragii mei, da? Pentru că nu consumă. La ei acasă nu-și aprind luminile, da? Ei nu consumă și lasă luminile aprinse, pentru că sunt câteva muște unde se duc muștele iarna, să nu cumva să se accendeteze, să dea cu capul în pereți. Au toate condițiile, s-au pus condiții extraordinare și echipament și încă totuși nu doresc să-și facă datoria față de cetățeni. Adică în altă țară europeană, care suntem în fond, inclus în Uniunea Europeană, adică să-l auzi pe ăla, nu mă te blochezi, te lasă, să vedem ce ai să faci. Cu poliția de față, el mă înjura, a zis că mă bate, că mă rupe de față cu poliție și domnule depune plângere. Băi, polițistule, ar trebui să fie rușine că îi faci de râs pe toți polițiștii care sunt îmbrăcați în haina statului și tu ai un jurământ. I-am și spus, domnule, vă rog frumos, haideți să mă legitimez, să mă băgați în iedac, da? N-a avut nicio treabă, ne-a sfidat. L-am întrebat dacă este corupt, adică modul de comportament față de cetățeanul respectiv. Tind să cred în părerea mea, să zic așa, bă, omule, ce se întâmplă? Îți dă șpagă, ce se întâmplă de nu iei măsuri împotriva acestui om? Ce veniți la postul de poliție? Primite la imediat am venit, n-a trecut 3 minute. Pentru că după ce am făcut cumpărăturile, am plecat. Solicităm mod expres ca poliția respectivă să ia de la acest magazin imaginile după cameră, da? Să le ia, dacă tot sunt imaginile după cameră, cum omul m-a și blocat.
Da? Asta e problema. Nu spune lege că dacă e blocat, deci eu dacă am venit, m-am băgat și eu, eram în spatele lui, el trebuie să dea, trebuia să dau și eu înapoi. El, dintre timp, deci când am băgat în parcare, de-abia atunci am băgat el în marșalier, că asta s-a sincronizat, s-a arătat și la televizor atâtea situații, am intrat în parcare, el m-a blocat. Deci îmi îngrădea dreptul de a pleca la orice oră. Polițistul constata personal, adică a constatat și când m-a jignit, mi-a adresat cuvinte și expresie jignitoare pe legea 61, articolul 2.1, dar refuza să ia măsuri. A zis, depuneți o plângere, adică să mai treacă timpul, nu toată. Ai obligația să l-ai prins, l-ai legitimat, îi dai sancțiuni, dai dreptul de a trece la mențiuni? Nu, l-ai favorizat. Asta este o favorizare. Eu nu depun plângere împotriva polițiștilor care sunt cu coloană vertebrală. Bă, dar pentru tine vreau să văd dacă BCI-ul te trage un pic de urechi. Eu nu cer să te dea afară, să asta, dar nu este normal să te porți, pentru că de-aia oamenii văd, de-aia și filmați, să vă schimbați comportamentul, că de-aia și liderul de sindicat își bat joc de voi, iar voi pur și simplu vă bate joc de cetățeni. Și nu toți, și uite ăștia, 2, 3, 4, 5% care sunteți. Auta, au și monitorizare video. Să zic că, domnule, avem monitorizare video. Nu, dragii mei, să nu aveți încredere în aceste camere, pentru că dacă bateți un polițist, și nu recomand pe nimeni să bateți, auta, ăștia cum cară varză, vând din mașini, n-au nicio treabă ei, da? Sau găinți, asta nu-i prinde poliția. Nu recomand ca orice cetățean să fie agresat, vă adresați instituțiilor competente, cum ar fi poliție, jandarmerie, și le faceți plângeri, dar să nu credeți că aceste camere sunt puse pentru voi, că dacă agresați unul, camerele funcționează, iar dacă pentru voi, spune, domnule, s-a defectat hardul. Așa se întâmplă de fiecare dată la primării. Asta este scris, adică niciodată nu o să vedeți. Cum am făcut eu, sub nicio formă, nu am găsit o cameră în așa fel să funcționeze la primărie, la Găleteni. Crișule, ce am făcut, mă? Ați fost în gașcă, deci da, n-ați mai dat imaginile, pentru că știați că sunteți niște mincinoși, ați mințit sub jurământ. Și uite că acum am venit la poliție, văd o cameră acolo, văd o cameră, cred că și pe aici, sau dacă nu am văzut-o pe partea cealaltă, în spate, la echipaj. Sănătate și virtute, poliția română este alături de cetățeni, nu există niciun număr de telefon, da? Nu există niciun număr de telefon. Ei spun decât atât, doar când vin, ne tratează cu flit. Intrați în postul de poliție, intrați, n-aveți voie să filmați, dar nu, dragii mei. Montați-vă camere de monitorizare, camere din acele spaie micuțe, da? Turnați filme cu ei, după 6 luni și jumătate ei n-au ce să vă mai facă, sub nicio formă, și postați și arătați să vedeți. Pentru că atunci când filmați într-o zonă din asta administrativă, asta cred că stă aici, unul dintre ei, când îi filmați, ei atunci sigur încalcă legea. Mai există o cameră acolo, pe poziție, mașinile sunt 3, dar cât stă un cetățean după poliție, când stă la postul de poliție, deci ei erau în magazin, au luat mâncare, am sunat la poliție, ia uite-te. Că trebuie să stau. S-au dus să prindă un iepure, un hoț care a furat și l-au prins și l-au depistat. Nu există așa ceva. Așteptăm să-l vedem. Ce polițist harnic și frumos vine în sprijinul cetățeanului. Ia să-l vedem. Deci cât de greu oamenii ăștia, da, își bat joc de cetățeni, nu știu dacă sunt ei, cât de greu cetățeanul are contact cu această secție de poliție pe 2 camere, li s-au pus atâtea condiții. Oamenii aceștia, nu știu dacă sunt oamenii aceștia, dar sau sunt alți polițiști, văd că sunt, cred că dânsul, da? Își bat joc de voi. Îți fac plângere, omule, pentru că m-ai pus într-o situație după ce ați plecat, mai avea puțin și mă bătea. Să vezi amenințări. Voi ați plecat, că voi vă interesați doar mâncărica, da? Și căldurica. N-aveți niciun număr de telefon aici ca cetățeanul să știe. Aveți obligația, fraților. IGPR-ul v-a dat niște ori. De ce n-ați vrut, domnule, să luați măsuri? Cum vă numiți? Geana Hare Florin, cu cine am onoarea? Ilie Daniel, mă, ești agent principal. Haideți, nu, gradul și funcția, unde lucrezi? Principal. Și unde lucrezi, omule? La secție de poliție cu Alea Lacru. Bun, eu nu pot să intru înăuntru la dumneavoastră. Păi da, eu n-am certificat ornis. Păi voi asta știți să faceți, să spuneți că ne băgați, deci din clipa când a spus cutia acolo, de ce mă bagi într-o clasă 1 sau 2, pe 5-8-5? Ce problemă aveți? Păi n-ai văzut? Hai, dă drumul la cameră. Poate la cunoștință că sunteți înregistrat și audio-video, și da? Spune că te faci de râs, adică eu ca cetățean. Bun, de ce ați solicitat prezența poliției? Ce s-a întâmplat? Ce problemă? Păi n-ai fost de față?
Ați avut o problemă că o persoană v-a blocat autoturismul, da? Am mers acolo și că m-am jurat, nu, lasă că domnule. În prima fază ne-ați sesizat faptul că aveți mașina blocată, da? Așa. Am mers și persoana respectivă v-a deblocat. Cu greu, că am insistat. Dar ai auzit când el mă făcea în toate feluri, mă jignea, mi-a adresat cuvinte și expresii jignitoare? Ce v-a adresat? Cuvinte și expresii jignitoare. Da, exact. Tu le-ai venit să-ți bagi joc de mine? Nu, ai fost prezent? Exact. Ai v-a întrebat? Ce v-a spus? Nu, ce mi-a zis? Ce mi-a zis? Bine, haideți să-ți arăt și imaginele, să constați și dumneata. Nu intru înăuntru. Să depuneți plângere? O depun electronic. Dumneata l-ai favorizat. Îl cunoști, domne? Nu. Nu-l cunoști. De ce nu l-ai legitimat? De unde știți că nu l-am legitimat? L-ați legitimat, da? Da. Ok, bun. O să stai plângere omului. Eu nu fac plângeri la polițiști. Uite, domne, repet, eu n-am nimic cu dumneata. Domne, n-am nimic cu dumneata. Da? Uite acolo. Dar e normal, adică eu nu i-am făcut nimic acestui om. Deci, am rugat-o pe doamna polițistă și a refuzat dumneavoastră. Stați un pic. Nu putea să iau o măsură. Atunci ați cumpărat ceva, s-a dus să-l lasă în echipaj, m-a luat și Nu. Domnule, haideți, nu faceți de râs poliția română. Treaba dumneavoastră, dacă... Am venit la dumneata. Bun. Nu trebuie să-mi arătați că știu ce s-a întâmplat. Să aflăm cuvântul care l-a zis. Da? De 3 ori și magazin. Vă solicităm o despre pentru că să depun plângere penală. Aveți obligația ca magazinul respectiv să nu șteargă conform legii 333/2003 și HG 301/2012 imaginile. Nu este nevoie să șteargă imaginile sau să le șteargă. Ia. Ia. Nu am urmărit să văd ce s-a întâmplat. Și pornim să vă arăt și câte cuvinte mi-a zis. Ia. De față cu dumneavoastră. Domnule, când ori vede o țară întreagă. Cum v-a făcut? Nu am auzit sincer. Bine, haideți. Domnule. Deci stai un pic, n-ai auzit. Ok, bine. Dumneata spui că n-ai auzit. Bun. Haideți să mă băgați în edac. Nu, ai răbdare, că dacă zici că te faci că n-ai auzit și mă faci, adică ca și cum aș fi un prost. Deci te-ai făcut când te faci că n-ai auzit, da? N-am spus treaba asta, nu mă fac că nu v-am auzit. Dar l-ai auzit când ți-am și spus, domnule, sancționează-l pe legea 61. Să-l sancționez, depuneți plângere și va fi sancționat. Nu, domnule, să-ți depun împotriva dumii tale. Că legea 61 ai constatat personal și aveai obligația să-i dai pe loc și mențiune. Nu este pe loc. Nu este adevărat că cea OIG2 nu spune 6 luni. Termină, domnule, cu prostiile. Termină cu prostiile, că s-a pierdut din instanță. Bagă-mă în edac. Ca să-ți fac plângere. Hai, bagă-mi mai dat. Hai. Altceva. Ce problemă aveți acum? Eu ți-am explicat, omule. Bun, vreau... intra să depuneți plângere? Nu, plângerea eu o depun electronic. Eu nu mai stau să pierd timpul că ți-ai bătut dumneata zonă. Și dumneavoastră plecați. Băgați-ne, da? V-am chemat, da? Vreau să spun dacă ați fost să anunțați de SNAU. Știți că nu aveți voie să vină. Dă-mi amendă, cât eu sunt, eu n-am intrat în zonă la voi acolo. Păi, te rog frumos. Tu ești neglijent. Deci, dragii mei, acest polițist pur și simplu își bate joc de voi, da? Nu știu pe unde a fost. A fost în misiune. O să vedeți că să vedem pe GPS, o să spun IPJ-ului. Verificați-l pe GPS pe acest om. Deci nu are niciun fel de număr de apel. Își lasă luminile aprinse. Deci număr de apel prin SNOAU, el probabil cred că are impresia că a fost autolei. Opa. Ia totul să vedem. Idiot. Deci omul respectiv m-a făcut idiot. A doua oră, după ce a plecat polițistul care nu a reușit să gestioneze această situație, așa a amenințat, ca și la noi în România, să amenințe. Caută-le. Deci ce se întâmplă, mă, Găbiță? Ăsta se bucură, de exemplu, dacă a văzut, nu, eu n-am mai stat să văd dacă te-a mai agresat vreun derbedeu, vreo panaramă, domn. Ăsta m-a confundat cu tine, că de pădure, ceva. Dragii mei, nu sunt cu pădurile, dar e bine să fim și cu pădurile, dar ne pierdem viața. De ce? Pentru că dacă sunăm la poliție, nu vine sub nicio formă. Sau dacă vine, pentru că nu este vina lor, sunt foarte puțini. Foarte puțin și e normal, nu mai au cum să se împartă. Cât de greu este omului să bagi în EDAC direct. Direct. Omul n-a venit care să ia măsuri să protejeze cetățeanul conform legii. A venit decât să-și bată joc de mine, să nu mă... Eu m-am văzut neprotejat de acest om din banul public. Omule, îți văd declarația de avere și vreau să văd, să fac plângere pentru că tu nu-ți revii.
Nu se poate așa ceva. Tu trebuie să... Deci faptul că ei nu au niciun număr de telefon. Dragă IPJ-ule, dragă Europule, un post de poliție care nu are afișat niciun număr de telefon, sunt obligat. Ionuț, trage-i la răspundere pe acești oameni că nu au niciun număr de telefon, nici măcar SNO-1 l-are trecut, 112, cu toate că nu este al lor. Având în vedere legislația, nu există legislația și dispozitivele în vigoare, este interzis accesul în unitate cu telefoanele mobile. Ei intră. Aparate de fotografia sau alte dispozitive înregistrare audio-video. Tu ești de vină, mă, dacă mă bagi în clasă 1 sau 2, da? Telefonul meu, uitați-l cum face, este supravegheat. Dragii mei, ați auzit, da? El face din când în când, este supravegheat. Cine îl supraveghează? O să vedeți cine îl supraveghează. Deci între timp ce stăm așa, el face t-t-t-t-t, deci mă supraveghează. Eu sunt infractorul, vă dați seama, da? Nu s-a dat mandat de interceptare tehnică electronică. Nu este legislație, este un HCL, deci o hotărâre, un 585, dată de Adrian Năstase, vă dați seama, Adrian Năstase, ce tupeu a avut să dea referitor la ceea ce înseamnă zona administrativă. Din punct de vedere al măsurilor, este o treabă importantă, adică o treabă bună, dar ideea este că oamenii aceștia nu au citit articolele care spune clar că nu mă poți introduce pe mine într-o zonă administrativă, adică n-am certificator, tu ești obligat din clipa când tu ai pus aceste dulăpioare, dragii mei, nu intrați sub nicio formă, când vă obligă să intrați acolo și să vă deposedează de telefoane, pentru că spune că este ok, nu este ok, este o minciună, nu intrați, ci orice, decât doar prin avocat, sau trimiteți să fie audiați, să fiți audiați la camera de audieri, înregistrați audio-video. Puneți într-o situație, uite, domnule, m-a făcut idiot. Bă, ăla. Poate fi sancționat. Nu, stai un pic. Da, puteai atunci să-i dai drepteșului la mințiuni. Acum de ce se întreb? Eu n-am treabă cu poliția română, dar eu lupt, adică voi să fiți... Păi, dar foarte bine. Dacă era un polițist corect, îl oprei. Uite, ia fii atent. Nu, lasă, îți dau și de. Uite. Fii atent, vezi ce în magazin, ce tare. Ia, el mă cunoștea, atenție, dar mă confunda. Ia, zic că vă cunoaște. Nu. Ia. 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 Mincinosul, te-am și filmat. Stai, ai răbdare. Eu sunt idiot. O să te amendă se pun. Piși pe telefonul tău. Mă, piși pe telefonul tău. Nu, juri și cuvinte... Nu, dar a spus că dacă mă prinde, mă rupe. V-aș fi amenințat? Nu-i amenințat. Atenție, omule. Nu mai faceți poliția de... Care-i starea de temere? Care-i amenințarea? Starea de temere acolo? Dar nu mi-a supraveghea casa, nu mi-a supraveghea locuința. Nu-i amenințare, adică sunt două chestii. Păi nu, sunt două chestii, pe legea 61 și pe codul penal. Ăla pe codul penal o să aibă de-a face cu avocatul meu Ursul. Vreau să știu, nu-l cunosc, ce se întâmplă? El m-a confundat cu Gabi. Uite și aici, băiatul care filmează cu pădurile. Uite, mă face iar și aici idiot de față cu dumneata. Ce faceți eu? Ia. De ce, de idiot? Domnule, vă rog frumos, să mai facem legea 61 articolul de cum s-a repetat. Și s-a repetat. Și va fi sancționat. Acum, domnule, indiferent că îi spuneam eu să nu vă mai... Nu, uite, te întreb atât, ești polițist atent. Aveai obligația, în timp ce îl legitimei, să-l sancționezi pe loc conform OG2-ului? Dar îl poți sancționa oricând. Când? În termen de 6 luni. Nu e adevărat. Omule, pierzi în instanță. Să pierde în instanță. Nu e adevărat. Vrei să-ți arăt să vezi? Uite, fii atent. Ionuț, fii atent. La tine, dau direct, că n-am nicio treabă. Să-ți demonstrez că tu greșești. Bun. Ideea este că nu am venit vreau să-mi aduci la cunoștință. Nu. Ba da, să demonstrăm, pentru că poliția rămâne un bun șorul pentru imaginea poliției. O contravenție. Pentru care mi-ai spus să vin la postul de poliție. Da, dar dumneavoastră a spus că nu veniți. Păi nu era cazul, dar după ce am intrat în magazin... Nu știu ce s-a întâmplat după ce ați intrat dumneavoastră în magazin, pentru că eu am plecat. Pentru că nu i-ai pus în vedere. Nu, i-am pus în vedere să mute mașina. Lasă asta, cu greu, cu greu. Nu cu greu, că am intrat, i-am spus și pentru cuvinte expresii jignitoare. Omul a plecat... Era problema mea să... Nu, da, dar el și-a luat-o în cap și a început. Mă, aia pe telefonul tău, în spațiu public, toate astea. De-aia se întâmplă nenorocirile în țară. Bun, vreau să-mi aduci la cunoștință dacă. Trimiți oameni de acasă, așa, legea 61 sau orice, apel nejustificat și asta. Dacă primesc eu... Dacă eu primesc amendă, da, o să zici, să invoci apel nejustificat pe SNOAU. Cum ți-a venit acum apelul? Prin SNOAU sau prin ce ți-a venit apelul? Acum al dumneavoastră? Da, da. Păi, dar nu este nevoie... Nu, cum ai fost anunțat? Prin ce apel? Cum am procedat? Nu este nevoie
Adică nu este cazul în prezent ca dumneavoastră să fiți sancționat pe apel nejustificat. Nu, nu, nu. Cum a venit la tine apelul? Cum te anunța? Prin ce? Ce vă interesează pe dumneavoastră? Păi mă interesează. Pentru că, uite, în primul rând, ce număr de apel aveți aici să știe cetățeanul? Unde am sunat? Unde am sunat? Hai să vedem. Păi unde am sunat? Unde? Dumneavoastră trebuie să știți. Eu știu, la Poliția Română. Nu, la, da, exact. Da, până ce ai venit? Prin SNU, corect? Prin 112, corect? Nu este adevărat. Deci n-am venit prin 112. Dom'le, ce probleme mai aveți? Nu înțelegeți că vă jucați cu cuvintele și vreau ca voi polițiștii, da? Să nu mai încercați să ne învârtiți pe degete. Da, omule, mai e puțin până la pensie. Uite, ți se pare normal? Un post de poliție, unde e numărul? Nici măcar 111. Omule, unde este post, unde are numărul de telefon, măcar 112? Nu sau? Este nevoie. Toată lumea știe că 112 este un număr de urgență. Nu este adevărat, e de urgență. Aici era o urgență? Mi s-a pus viața în pericol? Încă o dată vă mai întreb. Vă mai pot ajuta cu... Omule, mi s-a pus viața în pericol? Vă mai pot ajuta mi s-a pus viața în pericol? De ce nu aveți numerele de telefon afișate? Asta este o altă problemă. Vă adresați altei... IGPR-ului. Dumneavoastră știți, da? Nu este problema mea să mă întrebați Ionuț, de ce nu sunt afișate... Omul mă trimite la... Cine e? Ionuț aici? Șef, cine este aici? Cine e... Șef de secție? Da. Marin Bogdan Ionuț. Da, Ionuț, am înțeles. Bine, toate cele bune. Sănătate. Fiți în slujba cetățenilor, dragii mei, polițiști, pentru că în țara aceasta avem nevoie de voi, polițiștilor. Nu ne mai luați pe noi și ne hărțuiți cu amenzi cu asta, că nu ne speriați. Vă văd oamenii și vă critică. Iar atunci când vă văd că sunteți prompți, atunci oamenii nu au cum să vă mai critice. N-am treabă cu tânărul, dar eventual, probabil că omul o să-și vadă de atribuțiuni să-l sancționeze pe partea pe cetățeanul indisciplinat, dar o să trimit către IPJ. Comandante, degeaba l-ai făcut aici pentru că încă mai sunt probleme pe zona voastră. Iar omul respectiv, o să vedem cum se numește omul respectiv, Ursule, o să vreau un pic să-l chem la parchet, da? Să-l vedem și, dragii mei, scrieți-mi cine este acest individ care își permite cu polițiștii și inclusiv polițiștii riscă să fie bătuți de către acest individ, ce tupeu mare avea el. Hai, toate cele bune, popor creștin, popor ingrat. Uite, ăștia care au trecut cu varză prin fața postului de poliție, prin toată țara, ia uze, ia. Ia. Auzi? Alo? Cât e varza? 3 lei kilogramul? Ei? Așa, bine, nu vrea. Bine, mă, Cristinele, nu vrei tu varză, mă. Ha, iată, tată, de ce ați văzut? Varză, nu se aude că e în casă. Ia văzut ca pasărea și de toate că se vrea. Ei, asta spun poliției. Nu se vrea. Și evaziunea fiscală. Băi, fraților, evaziunea fiscală nu vă condamnă nici dracu. De la 1 milion de euro să leagă de voi și atunci dacă dați bani înapoi. În rest, nu-i faptă penală până la 1 milion de euro. Asta e legea pentru hoți. Despre ce vorbim? Uitați-vă în orașul Urlaț. Chiar poliția, da? Cunoaște situația cu depășirile pe linia continuă unde se parchează neregulamentar. Semnele sunt puse chiar la aici la piață. Din totdeauna așa se întâmplă și suntem obligați să depășim în linie continuă. Da? Deci se cunoaște această zonă aici. Uite, trebuie să depășim pe linie continuă, da? Că așa se dorește aici la Urlați. Și am zis de atâtea ori că poliția, măcar zona asta să sancționeze, pentru că este un flux mult mai mare de cetățeni pe zona respectivă, cu piața. Dar am găsit polițiști care nu le interesa decât, manevrele din piața. Adică l-a apărat pe un evazionist. A trecut acum un tractor cu o remorcă de... Mai avea puțin și pica și obloanele. E secția de poliție unde au frigider cu băutură înăuntru, în frigider. Urlați și urlăm. Haideți să vă prezint ce se întâmplă în România, de exemplu, dacă ești agresat sau bătut. Ia-ți ăsta, uite, capacul. Fii atent. Uite capacul aici, l-am lăsat pe birou. Dacă ești agresat sau bătut și distrugere ceva,
să cheamă martor, uite, primul martor, al doilea martor, ca să declare oamenii, da? Cât și-a cerut doamna scuze față de un cetățean. Deci, dragi cetățeni în România, dacă sunteți bătuți și persoana respectivă prin certificatul medico-legal are câteva zile, doamna care te atacă sau persoana care te atacă nu pățește nimic. Vine și își cere scuze unde? În postul de poliție, într-o zonă administrativă, adică să nu te lasă să filmezi. Iar când soliciți, da, domnule, înregistrați. Iată pe doamna, uite și-a cerut, îmi cer scuze. Uitați-vă cum arată doamna. Și-a cerut, ți-a cerut scuze? Cere și public. De ce nu-și cer scuze? Public. Uite, cere și scuze. Am venit cu altă treabă, nu știu ce a fost dumneavoastră. Ce treabă ai venit, da? Păi am rămas cu paguba, cu coană, am rămas cu paguba, am rămas cu paguba și tu ce ai făcut? Ai dat șpagă cumva? Că era, ai văzut cu magazinul, ți-ai luat amenzi? Ți-ai luat amenzi? Pentru că Dănica a vândut porumburi, întrebați-o dacă a dat bon. Tu te să te dai în judecată, dă-l tu, tu fai tu plângerelul ăla, da? La tine, da? Tu distrugi, tu faci de toate, ai magazinul, tot ți-ai luat. Dacă mă puneți pe rețelele de socializare fără acceptul meu, da? Uite la ea, adică tot deci, ea. Deci vă interzic să mă puneți pe rețelele. Ia uite-te pe la ea. Ia uite ce ai făcut, ți-ai cerut scuze, tu ți-a cerut ea scuze. Nu ești în spațiu public. Femeia care agresează și care a distrus, mi-a distrus o cameră, a rezultat decât atât. Nu e cercetată penal, da? De către polițiști, că polițiști au făcut toată treaba asta la Drașna și și-a cerut scuze. Dragii mei, vă bate, vă distruge și cere scuze, madam, da? Nu, era atenție la magazin la ea, că nu era proprietară, atenție. Și-a cerut scuze, s-a terminat, asta e România în care ne învârtim. Asta e România în care ne învârtim. Deci, în România, dacă ești bătut, dacă ți se distruge un bun, bine și-ți cere scuze și s-a terminat. Indiferent de pagubă care o ai, nu e nicio problemă, du-te pe civil, parte penală, cu martor. Atenție, martorul meu a fost audiat, acum au venit doi cetățeni. Deja se vedea că era, se cunoștea cu doamna, da? Păi ea are o treabă cu unii care, care vindeau, vând agenți comerciali din ăștia ambulanți, vând prin comună totul legal, atenție, iar aia care vinde struguri, să ducea curte la primar. Deci înseamnă și primarul a și postat pe pagina de internet, a postat că el e victima statului paralel, adică polițiștii ăștia sunt mafioții, statul paralel. Așa a dat el, a dat public, da? Eu nu i-am făcut stat paralel, am spus atât doar. Ce mi se întâmplă mie... Se întâmplă în toată România, da? Iar de-aia înjură cetățenii poliția, pentru că se întâmplă cu victimizare. Deci cu victimizare. Uite pe madam. A venit, îmi cer scuze. Ia uite. Ia uite. AGF? Uite, are magazin. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Unde doarme? Nu crezi că umblă la țavă de gaze. Da. Nu mult așa, mai potrivit. I-a venit rău la colegul tău sau doarme? Sau? Sunt puțin obosit. Am înțeles. Ne-a părăsit doi colegi. Așa.